Pe 29 septembrie, mandatul actualului director Dumitru Cotrună va înceta, tot atunci urmând să fie numită și o nouă conducere. Data de 29 o să fac public numele persoanei care va prelua interimatul Direcției Generale până la organizarea concursului, pentru că va fi un concurs pentru directorul general executiv, directorul general adjunct și director economic. Toate cele trei posturi la acest moment sunt vacante. Schimbarea lui Cotrună vine ca urmare a deciziei luate în cadrul unei ședințe de Consiliu Județean. Consilierii au cerut această măsură după ce o comisie de analiză a descoperit abaterile grave din instituția condusă de actualul director.